În acest context, PSD acuză USR de ipocrizie. Socialdemocrații susțin că acuzațiile care o vizează pe Clotilde Arnau ar trebui să atragă de la sine suspendarea primarului din partid de către USR. În caz contrar, discursul acestora de ani de zile cu privire la integritatea celor aleși în funcțiile publice s-ar dovedi vorbe în vânt. PSD solicită conducerii USR să aplice în cazul primarului sectorului 1, Clotilde Armand, exact aceleași standarde de integritate pe care le-au pretins altor politicieni acuzați de fapte penale și de incompatibilitate. Conducerea USR are obligația morală de a convoca de urgență o ședință pentru suspendarea din partida doamnei Clotilde Armand, până când aceasta își va rezolva problemele cu justiția. În caz contrar, tot discursul USR privind integritatea funcției publice se dovedește a fi pură demagogie. Au transmis PSD într-un comunicat de presă. USR este somat de către socialdemocrați să o suspende din partid pe Clotilde Armand, până când aceasta va putea demonstra că este nevinovată. Explicațiile date de primarul sectorului 1 la acuzațiile care îi se aduc în sesizarea ANI sunt la fel de irelevante cum au fost argumentele tuturor politicienilor care susțineau că sunt nevinovați după ce erau puși sub acuzare de diverse instituții ale statului. Atunci USR cerea cu insistență ca acei politicieni să renunțe la funcțiile publice până la pronunțarea magistraților, cum ziceau cei de la USR, să facă pasul în spate, să lase justiția să-și facă treaba, să aibă încredere în instituții, iar dacă sunt achitați, pot reveni în politică, a transmis liderul organizației locale din sectorul 1 al capitalei. PSD atrage atenția că frauda cu fonduri europene intră și în incidența parchetului european, care poate deschide o anchetă pe numele primarului Clotilde Armand.